Bună ziua din nou! Cum a fost primul terariu? Sunteți mulțumiți? Dacă n-a ieșit chiar așa cum ați visat, nu-i nimic. Încercați din nou. Astăzi vă propun o altă variantă în care voi fi mult mai atentă la fundul vasului, la modul în care voi aranja pietricelele și îi voi da o altă utilitate acestui terariu. O să vedeți. M-am gândit să pun un strat de pietricele mai mici. Le duc cumva pe pereții vasului pentru că în mijloc voi avea pământul în care plantele își vor înfige rădăcinile și de unde se vor hrăni. Duc pietricele pe pereții vasului. Am pietricele mari, albăstri, verzui, o să așez cărbunele, văd mai aduceți aminte din prima noastră lecție ce rol are el. Are rolul acela de a filtra apa. Îl așez. Pietricelele vreau să-mi rămână. Mai am câțiva cărbuni. Să-mi rămână pe pereții vasului. Cred că am pus un pic mai mult cărbun, mai bine mai iau. Parcă este prea mult. Am un strat suficient. Vreau înainte de a pune pământul totuși să văd unde vor veni plantele. Și ce mă hotărăsc să pun, copăcel mai mare, un copăcel mai mic, picam prea înalt, dar cred că voi lăsa așa, poate rămân doar la unul singur. O, dacă am și unul mai mic, cred că rămân doar la acela. Vin în jurul lui cu pământ pentru hrana copăcelului. Trebuie să lucrez cu foarte multă atenție, să nu ajungă pământ pe pereții vasului. Îl pot șterge, dar nu printre pietricele, iar dacă cumva pământul ajunge pe planta mea, nu este nicio problemă, la sfârșit voi da coperie, chiar și o periuță de dinți pe care nu o mai folosesc, pot să o folosesc pe post de perie și să perii frunzele plantei suculente, cactusului, depinde ce mi-am ales. Aș mai vrea un pic de pământ și în spate. Pun cu grijă, eventual îl împing ușor. Cum este chiar o problemă știat, dar să am grijă să nu ajungă peste tot. Cred că este suficient. Am spus că voi acorda pietricelelor o mai mare atenție. Voi folosi de asemenea și mușchi, pietrele vor fi vedeta, dar îmi pun în jurul copăcelului mușchi. Dacă vasul îmi permite, pot lucra, gura este mai largă, pot lucra direct cu mâna. Dacă nu mă pot folosi, v-am spus, de forfecuța mea pensetă, cred că este unul dintre cele mai bune instrumente, dar am grijă să nu strâng ceea ce prind între
crești foarte cei pentru că risc să stric planta. Pot de asemenea să lucrez cu un șervețel, dacă am un cactus și îl voi prinde cu șervețelul și atunci am grijă să nu mă rănesc. Parcă aș dori să aleg totuși o piatră mai mare într-o parte. Implică foarte multă migală și foarte multe încercări. Dacă nici din a doua încercare nu-ți iese, nu este nicio problemă. Vei face a treia încercare. Și dacă nu-ți iese nici din a treia, a patra. Poți să refolosești chiar materialele pe care le-ai folosit la un terariu de care nu ești mulțumit, doar că va trebui să speli pietricelele, să cureți planta, să aștepți să se usuce și le poți refolosi pentru a schimba ceva în terariul tău ce te-a nemulțumit. După cum vedeți, am stratul de pietre, mi-am pus copăcelul, o să urmeze să-l curăț, am pus mușchi și vreau să vin mai departe cu pietricelele fine. Am pietricele de două culori, pietrele sunt vedeta în acest terariu, acestea sunt cumpărate, le găsiți în magazine de specialitate, dar și în supermarketuri. Voi adăuga mai întâi pietricele maronii, m-am gândit eu, de împrăștii frumos pe pereții vasului. Va fi ca un al doilea strat. Eu mi le imaginez așa ca niște perle sau ca niște licurici în noapte. Depinde cât de mare vrei să fie stratul tău de pietre și cum să se vadă. Poți să le îndepărtezi de pe mușchi sau lași acolo mușchi printre ele. Haideți să vedem cum se vede, mă uit. Sunt mulțumită, dar vreau să mai adaug. Dar de data aceasta vin cu cele roz. Mă înțeapă puțin cactusul meu. Cu periuța pot să dau și de pe mușchi, să îndepărtez pietrele. Mă uit dacă se pun aici, cred că nu voi pune acolo, voi lăsa o parte doar cu pietre, eventual mai adaug una undeva, văd eu cum le așez. Am 4 pietre mari. Copăcelul meu, încerc dacă am dat pietricele pe el, să le îndepărtez. Vă aduceți aminte din lecția trecută că pot să folosesc și un spray cu apă, să-l spray și să le îndepărtez așa, dacă cumva murdăresc pietrele sau pietrele mari din vas. Un spray sau o periuță sau pur și simplu penseta noastră magică. Am îndepărtat și să vedem ce utilitate credeți că îi voi da. Dacă vreau să aduc alte elemente de decor, poate l-aș prea încărca cu o scoică, poate vreau să pun o altfel de scoică. Am pus mușchi, nu prea sunt în deșert, eventual am un peisaj alpin și un copăcel a scăpat în un brad rătăcit în vârful unui munte. Și utilitatea mea nouă, dată terariului meu, la ceas de seară, poate deveni un felinar. Poate fi un obiect de decor pentru masa de Crăciun, de ce nu? Și atunci probabil în locul pietricelelor
aș putea aduce mici globuri pe care să le pun în terariul meu. Cum vi se pare? Vă doresc spor la terarii, încercări multe, răbdare și cu siguranță veți obține terariul pe care îl visați. Totul e să nu renunțați, să vă faceți un plan, să vă gândiți ce vă doriți, pe ce veți pune accent, pe plante, pe decor. Spor la treabă!